De ziua mondială a teatrului, maestru Radu Beligan, cel mai longeviv actor român, a primit o recompensă pentru întreaga carieră, o stea pe Walk of Fame-ul din București. Iar primarul Sorin Oprescu i-a înmânat cu această ocazie și cheia orașului. Oamenii bătrâni devin foarte, foarte emotivi. Mi-aduc aminte de bietul Sica Alexandrescu, că nu putea să spună două vorbe, că îl poridea plânsul. E copleșitor ce se întâmplă. Nu sunt obișnuit cu nu-mi plac laudele, credeți-mă, vă jur, nu-mi place să mi se spună că sunt grozav. Nu cred că există unul mai grozav ca altul. În artă lucrurile sunt foarte imprecise. Dar ceea ce știu este că mi-am pus tot sufletul și toată viața mea în slujba Teatrului Românesc și că în vremuri grele am izbutit, așa, cu ajutorul lui Dumnezeu, să fac ca Teatrul Românesc să fie cunoscut în lumea întreagă. Varianta românească a celebrului Walk of Fame a fost inaugurată la începutul acestui an în Piața Timpului din centrul capitalei, după modelul american. Ceilalți doi mari actori români care au mai primit stele sunt Florin Piersic și Victor Rebenciuc.